Bine v-am găsit la o nouă ediție de România Mea. Sunt Gabi Enache și vă invit să-mi fiți aproape pentru încă 26 de minute, timp în care o să cutreierăm prin Dobrogea, astăzi cetatea Halmiris și mănăstirea cu același nume. Pe drumul ce leagă Murighiolul de Dunavăț, la doar 2 km de Murighiol, găsim un indicator care ne îndrumă spre cetatea Halmiris. Ruinele cetății Halmiris, ruine care datează din secolul 1 era noastră. Ne-am oprit și noi aici, am făcut un scurt popas pentru a vă arăta aceste ruine și pentru a vă arăta că mai e încă un obiectiv demn de vizitat aici în Dobrogea, în special în zona Murighiol. Haideți să vedem ruinele! Bun, cetatea Halmiris. Alături de mine Adi, el este paznicul cetății și cel care vă va îndruma în cazul în care veți ajunge pe aici. Chiar vă rog să ajungeți, e un loc plin de istorie. Adi, ce avem aici? Unde suntem acum? Aici se află poarta principală, da? Cea mai mare poartă. Mai este una în partea cealaltă cetate, încă nu descoperită, dar de luni se va începe lucrările la săpături la poarta aceea. Am înțeles. Ea a fost restaurată în 90 ceva, de câte armată. Deci până la urmă tot armata a făcut, da, a făcut treabă. Văd, asta sunt, asta e partea renovată, partea, da, care s-a reconstruit. Da. Așa. În afară aici, de doar aceste plăci care se văd, care s-au pus bănuiesc pentru susținerea, susținerea zidurilor. Aici unde suntem? Acolo se află un puț. Da. Ia, aici, hai să vedem și puțul. Haide. Aveți cum călcați, puțul s-a... Atunci când plouă, toată apa de pe cetate se strânge aici. Am înțeles. Deci un canal care se strânge apa aici. Asta era adâncimea lui sau a fost mult mai adânc? Vă dați seama că a fost mai adânc, dar s-a astupat în timpului, de-a lungul timpului. Cetatea voastră este construită din piatră. Da. Are și cărămidă în ea? Da, are și cărămidă. Datează de undeva din secolul 1, din câte am înțeles, 1-2, în secolul 6. Era noastră. Până atunci a fost, populată, până atunci a fost locuită. Da. Bun, hai să mergem mai departe. Trecem de poarta, principală, de principala intrare în cetate. Ajungem în interior. Deocamdată nu au fost făcute săpături aici, ne spune Adi. Da. Unde au fost făcute săpături? Deci doar la în partea, parte, da. În partea de nord a cetății. Da. Zeci și sute de ani de istorie stau îngropate aici, așteaptă să fie descoperite. După cum spunea și ghidul nostru, de săptămâna viitoare vor începe lucrările, vor începe zăpăturile și sper să ajungem și noi aici cu emisiunea România Mea pentru a fi la curent cu ultimele descoperiri arheologice. Hai să mergem mai departe, Adi. Suntem în bazilica cetății. Este acoperită și ventilată pe toate patru părțile, tocmai pentru a fi cât mai bine protejată de vânt, ploaie și așa mai departe, îngheț. Acolo, în spatele meu, au fost descoperite moaștele sfinților Epictet și Action, moaștele care se găsesc la mănăstirea Halmiris. O să mergem și acolo ceva mai târziu. Ce ne poți spune despre bazilica? Bazilica a fost găsită în 2001. Da? Și s-a lucrat timp de 3 luni la scoaterea ei din pământ. La excavare. Da. După aia s-a acoperit. Văd că a fost protejată cu stufa, acolo nu avem, nu avem acces de filmare. Văd că sunt o mulțime de plăci, chiar și cu plăci ceramice, cu model. Astea abonesc au fost folosite la pavaj, la podea. Acolo în spate a filmat colegul meu Mihai și o porțiune din podea originală.
Mai e de săpat foarte mult, chiar și aici mai sunt de descoperit o mulțime de lucruri interesante. Se poate vedea acolo în spate, acolo a fost altarul bisericii, iar sub altar au fost găsite moaștele celor doi sfinți. Bun, ieșim din bazilică, ne îndreptăm spre terme, terme care, prin bunăvoința lui Adi, o să vi le arătăm și vouă, vor fi deschise și vor fi prezentate chiar aici, la România mea. Termele de la Harmiris, o încăpere undeva la 10 pe 6 metri. Ceea ce vedeți aici lângă mine este o cadă. O cadă care avea scurgere din ceramică, deci vă dați seama încă de pe vremea romanilor. În aceste căzi se îmbăiau soldații. Sunt mai multe, ori fi fost pe semne și mai multe, nu știu, poate azi se știe. Avem aici o cadă, acolo o altă cadă și te rog să vii după mine ca să vezi. Ca să vedeți, de fapt, cazanul în care se încălzea apa, acesta este aici, după care apa caldă pleca printr-un jgheab, printr-un canal și alimenta căzile. Termele au fost construite, văd, din cărămidă, pereții exteriori cel puțin au fost construiți din cărămidă, pe semne, pentru a păstra căldura mai bine. Vreau să te întreb despre mortarul folosit. Ai spus tu un lucru foarte interesant. Liantul folosit la legarea cărămizilor. Da, este format din scoici pisate, var și calcar. Deci pentru o aderență cât mai mare au fost folosite și scoicile pisate. Bun, ieșind din terme, ce mai avem de văzut? Mai avem acolo portul și un turn? Două turnuri. Și două turnuri. Ok, hai să mergem. Acum am ajuns în zona unui turn de apărare aici la cetatea Harmiris. Se pot vedea două rânduri de cărămidă. De fapt e un singur rând. Ai spus tu că aici e posibil să fi fost, noi să ne aflăm deja la al doilea nivel. Da. S-a îngropat în pământ sau astupat. Avem acolo în centru o structură care ar părea a fi pilon de susținere. Susținea podeaua de la nivelul 1 sau cine știe, poate 2, cât o mai fi în pământ încă îngropat, neexcavat. E foarte mult de muncă aici, e de apreciat munca celor care vin să descopere aceste ruine. Povestea, adică acum un an sau 2? Ca un fiecare an. Da, în fiecare an vin studenți și vin străini. Spuneai ceva de un grup de veterani. Da, la Războiul Mondial. Care au venit și au contribuit voluntar. Deci vă dați seama, veteranii din al doilea război mondial, care au venit în excursie în România și au contribuit și ei cu un șpaclu, o lopețică, să descoperim un pic din trecutul nostru. Cu siguranță și România ar face la fel. Hai să mergem spre port, să vedem niște blocuri de piatră foarte interesante și după asta ne oprim cu cetatea Harmiris, o să mergem și la mănăstire imediat. Turnul de fază de pe care am coborât este exact aici în spate. Adi, ghidul nostru, ne-a arătat ceva inedit, ceva care nu a fost încă excavat.
din câte se vede, aceasta ar fi un vas de ceramică. Deci acesta e un vas de ceramică din acelea imens folosit la depozitarea diverselor produse, putea fi folosit pentru cereale, pentru vinuri și așa mai departe. Din câte se vede, ia să încercăm să coborâm fără să stricăm ceva pe aici. Se vede interiorul și se pare că este încă întreg. O să te rog de mie camera. Băgăm frumos puțin camera aici. Ia să vedem ce... Bineînțeles, a fost umplut cu pământ și mai sunt cu siguranță ceva rămășițe în el. Este un vas care așteaptă să fie descoperit și sperăm din tot sufletul să fie descoperit întreg și de cine trebuie, nu de căutătorii de comori sau de alte personaje dubioase. Superb, foarte multă istorie în acest loc. Hai să mergem spre port. Mai avem câteva lucruri foarte frumoase de văzut aici la cetatea Harmiris. Suntem la penultima oprire aici la cetatea Harmiris. Am ajuns în port, spuneai da. Tu, Adi. Ce vedem aici? Micul port sau o dană a portului, un doc ceva. Văd că sunt niște calupuri de piatră foarte, foarte mari care spune că noi, cu siguranță nu sunt din zonă. Da, în zonă deci... avem o carieră de piatră, dar e piatră mică, nu asemenea blocuri, nu. Deci astea bănuiesc că au fost aduse cu bărcile, cu vapoarele din alte părți. Iar formă rectangulară, pe semne că se continua un pic mai departe, acolo unde acum este iarbă, stuf, păpuriș și așa mai departe. Și pe semne că acolo sunt cu totul alte vestigii istorice. Este demn de apreciat zidul pe care stăm, o creație deosebită. O să te rog, Mihai, să vii să filmezi. Deci blocurile de piatră par a fi tăiate cu flexul și aici spuneai că nu s-a renovat, nu s-a recondiționat absolut nimic. Blocuri de piatră masive, chiar foarte mari, care au fost aduse pentru a construi această dană. Cam asta a fost cetatea Harmiris, un loc pe care vă recomand cu mare căldură să-l vizitați, la doar 2 km de Murighiol. Dacă ajungeți în Tulcea, e și păcat să nu ajungeți la 30 de km distanță pentru a vedea cetatea Harmiris. Noi o să mergem acum spre mașină, însă Adi a promis că ne mai arate ceva, niște lucruri foarte, foarte interesante, în exclusivitate pentru voi aici la Travel Mix, la România mea. Hai să mergem și după aceea ne îndreptăm spre mănăstire, după cum v-am promis, mănăstirea Harmiris aflată doar la 500 de metri distanță.
Ultimul lucru pe care vreau să vi-l arătăm aici, la România mea, de la cetatea Halmiris, ar fi pietrele funerare, lângă care mă aflu, pietre funerare care au fost descoperite în decursul săpăturilor arheologice efectuate în cetate. Pietre funerare cu diverse sculpturi și se vede pe cea de lângă mine, chiar se vede și un nume, este vorba despre Filip. Nu știm cine a fost Filip, poate în decursul anilor, după ce se vor mai face mai multe excavări și o să se redea cât mai mult spre vizitare și spre larga cunoaștere a publicului, o să aflăm și acest lucru. Îi mulțumim lui Adi, ghidul nostru de aici, de la cetatea Halmiris, vă mulțumim și vouă, eu zic că e timpul să mergem, ne îndreptăm spre mănăstire, voi rămâneți în continuare la România mea. Mănăstirea Halmiris, la câțiva kilometri de Murighiol pe drumul spre Dunavăț și la 5-600 de metri de cetatea cu același nume. O găsiți foarte, foarte ușor, sunt indicatoare din drumul național. Este o mănăstire care încă se construiește, după cum se vede și în spatele meu, se lucrează la ridicarea bisericii acestei mănăstiri și lucrările se pare că vor mai dura. În schimb, însă, demisolul este amenajat să țină acolo slujbe în zilele de sărbătoare, duminicile, dar avem și un paraclis micuț, cochet, și în care se țin slujbe în cursul săptămânii. Este o mănăstire foarte mică, o mănăstire care adăpostește doar 4 călugări. Sunt 4 suflete care au grijă de acest lăcaș. Dacă veniți aici, puteți vedea și vă puteți chiar închina la moaștele sfinților Epictet și Acțiun, moaștele care au fost descoperite la cetatea Halmiris, pe care am vizitat-o. Una dintre cele mai noi mănăstiri ale Dobrogei este mănăstirea Halmiris. Denumită așa după orașul antic, ale cărui ruine sunt la câteva sute de metri, mănăstirea este un punct de atracție al zonei, datorită faptului că găzduiește moaștele sfinților Epictet și Acțion, moaște care au fost descoperite în cetatea Halmiris. Biserica mănăstirii este încă în construcție, iar lucrările se speră a fi încheiate în 5 ani. După această perioadă vor urma alți 3-4 ani de așteptare până când va putea începe lucrul la pictura bisericii. Întreținută de doar 4 călugări, mănăstirea Halmiris este un exemplu de ordine și curățenie, oferind liniște sufletească credinciosului ce-i trece pragul. Mănăstirea are o casă de oaspeți proaspăt ridicată, ce se adresează în special pelerinilor care vin să se roage și care vor să petreacă un timp la mănăstire, cazarea fiind gratuită, singura obligație fiind de a participa la toate slujbele. În acest moment se țin slujbe atât în demisolul bisericii aflate în construcție, cât și în paraclisul ce a stat la baza construirii mănăstirii. Demisolul poate adăposti cu ușurință până la 600 de persoane. Tot la demisol găsim și raclele cu moaștele celor doi sfinți, patroni ai lăcașului. Mănăstirea își serbează hramul în zilele de 8 și 9 iulie, când sunt așteptați peste 1000 de credincioși veniți din toate colțurile țării.
final de emisiune. O nouă ediție de România Mea se apropie de sfârșit. Am văzut lucruri interesante și astăzi. Cetatea Halmiris, mănăstirea cu același nume. V-am prezentat și gazda noastră, hotelul Vels din Băltenii de Sus. Acum noi ne îndreptăm spre ceva răcoritor, e destul de cald afară și spre puțin odihnă. Mâine o să ne reîntâlnim tot aici la Travel Mix la o nouă ediție de România Mea. O să vizităm împreună cetatea Enisala, fortăreața medievală de la Enisala și poate ajungem și în Babadag. Nu este o promisiune, în funcție de timpul pe care îl avem la dispoziție, o să vă arătăm și câteva lucruri foarte interesante din Babadag. Sunt Gabi Enache, vă mulțumesc pentru atenție, alături de Mihai Oprea și ne auzim mâine aici la Travel Mix, ne și vedem la România Mea. Toate cele bune!